Negotit de la culme de film, uite că mai nou reușește să ajungă și pe ecran de când se lansează o nouă producție moldovenească. Nu? Așa este, ea a făcut acest pas și a spus că s-a simțit bine în postura de actriță de film, dar vă spunem chiar acum mai multe detalii. O producție cinematografică autohtonă, Etajul 2, realizată cu participarea a două studiouri de film, invită publicul cinefil în fața marelui ecran pentru a-i trezi gustul filmului de acasă. Filmul Etajul 2 este unul de mediu metraj, în care satisfacerea egoului propriu distruge viața unui tânăr naiv și îndrăgostit. În urma unui tragic accident, acesta își pierde ambii părinți. Rămas în viață, el ajunge într-un scaun cu rotile. Un film artistic care, dincolo de un subiect social actual și ignorat, accentuează de asemenea defectul omului contemporan, egoismul. Legătura cauză-efect, punctul culminant și deznodământul invită atât actorul cât și spectatorul la un dialog cu sine însuși. Un film, sau în film, au jucat actori de la mai multe teatre, dar și colega noastră, Ana Mardare. Cum poți să fii într-atât de îndrăgostit ca să-ți duci părinții la moarte? Și Dan? Cu Dan cum rămâne? Tu nu ești mamă că să ai grijă de dânsul și nici măcar soție. Scoate-ți gluga să văd ce n-am văzut. Mihai! Carolina! Carolina! Ce s-a întâmplat? Unde pleci? Picioarele nu-i vezi tu. Îi rup și mâinile. Ce-a fost între noi a fost. Dar eu nu vreau să-mi petrec restul vieții îngrijindu-te. Și unde aveam să locuim? Aici? Cu sorta și cu părinții tăi, nu? Să vă spăl, să vă gătesc la toți. E numai vina mea. Era mai corect dacă plecam doar eu. Durata filmului este de 34 minute. Muzica din film este semnată de Elias Tadeus, plus o echipă de tineri cineasti profesioniști. Premiera filmului va avea loc la cinematograful Gaudeamus pe data de 12 octombrie. Ora 18, intrarea este liberă. Pentru mai multe detalii, puteți accesa site-ul www.etajul2.com.